Bine și cu bine pentru acest minunat moment. Înainte de a da ultima secvență, avem pe Uria Paștina, avem un film, chiar dacă este prezent și prin acest portret al părintelui, schiță de icoană, cum vreți să-i spuneți. Când tale mea mă gândeam la ceea ce spunea părintele, părintele în reflexie despre spiritualitatea poporului român, spunea așa, atât mirosul cât și traiul românesc sunt traversate de un uman complex, integral, profund, dedicat, armonic, care se revelează și în corpul românesc. Jocul, de asemenea, este expresia comuniunii și produsul unei inspirații personale și comuniuni de fiecare clipă. Corpul și jocul sunt încărcate de viață, demonstrând comunicabilitate și reținere, vitalitatea vigilioasă și revelarea armonioasă. Iar din echilibrul întregii noastre cultură sare cuvința sau buna cuvință. Binecuvântat fiind, românul respiră prin natură și spirit sau prin natura și arta care sugerează taină. De asemenea, cred că pagine foarte frumoase le avem de la Părintele Dumitru Stăniloae despre dor. În dorul românesc, Părintele vedea acea simțire intensă a românului față de cei cu care a viețuit la un loc. Când e depărtat de aceștia, dorul cel mai năpraznic este între tinerii care se iubesc, dar există și un dor de părinți, de frați, de sat sau de țară. Românii trăiesc în dor, pe lângă durerea absenței celor dragi și o prezența lor în conștiință. În dor, spune Părintele, omul e singur sau fără cel dorit și în același timp nu e singur. Este cu cel dorit, dar cel dorit e de față în carne și oase, e reprezentat prin dor. Dorul aduce și ține în cel stăpânit de el chipul celui dorit, dar și o durere, deoarece chipul nu ține cu adevărat locul celui absent și dorit. Că n-am dorului ce face, că nu-i dor, ca dorul vine să-l omor cu gândurile. Dorul acesta pe care Părintele simte atât de profund, că spune simte că insul singur nu este un întreg, că este un amputat. El îl poartă pe celălalt în sine, chiar în absența lui. Îl poartă într-o prezență absentă sau într-o absență prezentă. Pentru că această prezență, prin energia specială a subiectivității acelei persoane, nu este de plină, se trezește dorul sau dorința de împlinire a locului în care trăia cu persoana iubită. Rog pe Mihai. Acum urmează filmul cu domnul Horia Pașina.